Nu știu de unde să încep acum. Eu cred că am impresia, așa când vă aud, că partidul ăsta USR e un partid ghiocel, care a apărut așa după primăvară, curat, ca lacrima, nici usturoi n-a mâncat, nici la guvernare n-a fost, e luna de pe cer, e raiul pe pământ. O demagogie, cum rar mi-a mai fost auzită în 20 de ani de politică românească. Bă, fraților, tot are o limită, mă, în demagogie. Ce puteți să reproșați la acest proiect că nu s-a făcut ca la carte până în acest moment? Din punctul nostru de vedere. Ce puteți să reproșați? Că n-ați spus nimic în ce ați afirmat. Că primăria a greșit acolo, că proiectanții au greșit acolo. În ce au greșit? În ce au greșit? Că nimeni nu poate să spună decât de condițiile generale că sunt prea multe lucrări și prea puține firme care să vină, și asta e vina primarului de la Cluj, da? Că sunt prea multe proiecte în PNRR. Și că din primul moment am cerut, până marți, când am cerut de pe oră pe alta la un proiect de 1 miliard de euro, ca să-i spun, domnule, să grăbește primarul, să facă iarăși. Nu, am cerut, aveți timp, weekend, luni, marți veniți și îmi prezentați concluziile tehnice de specialiști. Ce n-am făcut ca la carte? Iar partidul ăsta ghiocel, care se dă sfântă fecioară, să nu uite că a fost la guvernare. Să nu uite că numai rău a făcut Clujul în materie de infrastructură. Și din nou trebuie să vă reamintesc, dragi ghiocei de la USR, că a scos centura metropolitană din PNRR. Da, a scos-o de acolo, de unde era pusă de către guvernul liberal. A scos-o din PNRR, că dacă era în PNRR, avea ca și metrou contractul de finanțare semnat în 25 mai. Dar a scos-o de acolo, v-ați bătut joc de Cluj, ați luat bani și de la metrou de la Cluj cât timp ați fost la guvernare, ați înjumătățit suma, ați scos și 1 miliard de euro de la centură și acum veniți ca și ghiocei să spuneți, dar vă rog, de ce nu se face? Dar un pic de rușine, nu aveți? Totuși, un pic. Când vă uitați în ograda proprie ce ați făcut cu acest oraș, cum v-ați bătut joc de viitorul Cluj în materie de infrastructură și mai aveți tupeul de la această masă să veniți să spuneți, domne, noi cerem, noi suntem responsabili. Păi unde ați fost toți secretarii de stat, toți consilierii locali când ați scos Clujul din PNRR cu centru? Unde ați fost? Nu v-am văzut să vă legați de zidul Parlamentului sau de Palatul Victoria. N-am văzut să vă dați foc în piață publică. Atunci ați tăcut, ghiocel. Acum scoateți capul. Mă, aveți maturitate că sunteți tineri în politică. Nu vă compromiteți prin demagogie. Știți că la acest proiect s-a lucrat cu maximă seriozitate. Îi cunoașteți pe toți proiectanții, că le-am permis să aibă legătură cu voi să vă informeze în permanență, să vă spună ce facem. Și chiar trebuie să aveți tupeu să vă bate joc de oamenii ăștia care au lucrat la un proiect extraordinar al Clujului. Care este extraordinar, repet, că am reușit model de bună practică apreciat. Și acum a venit să găsiți un element de care să vă agățați, nu știți de ce să vă agățați. Pentru că v-am precizat toată panoplia de situații pe care o avem în față. Dar orice are o limită totuși în chestiunea aceasta. Și dacă nici la acest proiect nu s-a lucrat ca la carte, la care altul s-ar fi lucrat ca la carte? Ok, când apar situații de război, apar situații care sunt imprevizibile la momentul când începem o lucrare. Evident că ne adaptăm pe parcurs și acum ne adaptăm din mers. Și la metrou, când am văzut că am fost sesizat, n-am stat, am luat decizii, am stopat, am actualizat, am organizat licitația și semnăm contractul. Așa o să facem și aici. Dar nu accept lecții de demagogie de la unii care nu au făcut nimic în țara asta, nu m-au distrus. Că până la urmă despre asta e vorba. Ce lași în spatele tău? Ce ai construit? Arătați-mi un șurub pe care USR-ul l-a construit la Cluj. Un șurub. Nu o centură. Nu un metrou. Nu un tren metropolitan.